Bună ziua, bună ziua la toată lumea. Bine ați venit în cinta universității, la ședința Comisiei de Doctorat, care se desfășoară în corespundere cu regulamentele. Vreau să salut pe domnul rector, domnul președinte Anacek, onorați membri ai Consiliului Științific, Consiliul de Doctorat, așa cum se numește el acum. Vreau să declar deschisă ședința de susținere a tezei de doctor în științe medicale a doamnei Ulinici Mariana, evoluția moleculară a SARS-CoV-2 și răspunsul imun uman la infecție. Vreau să salut prezența la ședința oaspeților de peste hotare, domnul Marcelo Alessandro, lider de grup Laboratorul de Virusologie Moleculară din orașul Trieste, Italia. Dear Professor Alessandro, you online? Yes, good morning. Este prezent online. Nu putem vedea fiindcă s-a încărcat prezentarea deja, și dar dumnealui este prezent la ședință. Și directorul Institutului de Microbiologie și Imunologie, șeful Catedrei Microbiologie și Imunologie, Facultatea de Medicină din Universitatea din Ljubljana, Slovenia, domnul Miroslav Petrović. Conform dispoziției Consiliului Științific al Consorțiului Sistemițano din numărul 12 din 28.06.23, s-a decis, a aprobat Comisia de Doctorat și referenții pentru susținere tezei de doctor în științe medicale, evoluția moleculară SARS-CoV-2 și răspunsul imun uman la infecție a doamnei Ulinici Mariana, programul de doctorat 313.02 Microbiologie, Virusologie Medicală, conducător științific Rudic Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician al Academiei de Știință Moldovei, om emerit și conducător prin cotutelă, Marcelo Alessandro, pe care l-am salutat, PhD, lider de grup, laborator de virusologie moleculară, Trieste, Italia, și respectiv comisia, după cum urmează, președinte Hogan Tiberiu, doctor habilitat, profesor, șef catedra de boli infecțioase tropicale parazitologie medicală, SMF Tistimițanu, membrii Spătaru Diana, secretar științific, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, disciplină de epidemiologie, departamentul medicină preventivă, SMF Tistimițanu, Rudic Valeriu, academician al Academiei de Științe, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, disciplina microbiologie și imunologie, departamentul medicină preventivă. Marcelo Alessandro, PhD, lider de grup, laboratorul de virusologie moleculară, Institutul de Cercetări în Genetică din, și Virusologie din orașul Trieste, Italia, și respectiv referenții oficiali, care sunt Petrović Miroslav, doctor în științe medicale, profesor universitar, director Institutului Microbiologie și Imunologie, șef catedrei de Microbiologie și Imunologie, Facultatea de Medicină Universitatea din Ljubljana, Slovenia. Vlan Greta, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, disciplina de Microbiologie și Imunologie, departamentul Medicină Preventivă, USMF Tistimițanu. Și Burduniu Olga, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Pretendentul la grad științific este Ulinici Mariana, asistent universitar, disciplina de microbiologie și imunologie, departamentul medicină preventivă. Tema tezei am anunțat-o, evoluția moleculară a SARS-CoV-2, răspunsul imun uman la infecție. Specialitatea am anunțat-o, microbiologie, virusologie medicală. Și conducătorii științifici, domnul academician Rudic Valeriu și domnul profesor Marcelo Alessandro. Onorată asistență, din cei 7 membri ai Comisiei de Doctorat sunt prezenți toți 7 membri. Deci un membru este online, dar ceilalți sunt în sală. Este quorum pentru petrecerea ședinței și dați voi să ofer cuvântul secretarului științific pentru a prezenta informațiile necesare. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să salut, bună ziua, stimate domnule rector, bună ziua, stimate domnule președinte Alan Acek,
stimați membri ai comisiei de doctorat, onorată asistență. Deci, conform cerințelor școlii doctorale în domeniul științelor medicale, doamna Ulinici Mariana a prezentat la timp dosarul cu toate actele prevăzute de regulamentul de susținere a tezei de doctorat, care corespund cu cerințele prezentului regulament. Voi menționa că au fost prezentate toate actele necesare, după cum urmează. Deci, dispoziția Consiliului Științific al Consorțiului Școlii Doctorale în domeniul științelor medicale de formare a Comisiei de Doctorat, teza și rezumatul tezei în limba română și engleză, în varianta scrisă, pentru fiecare membru al Comisiei de Doctorat, lista lucrărilor științifice la tema tezei, care este aprobată în mod stabilit și corespunde normelor și rigorilor conform regulamentului. Extrasul din procesul verbal al ședinței de evaluare a tezei în cadrul seminarului științific de profil, copia avizului la teză a conducătorului de doctorat, a conducătorului prin cotutelă și membrilor comisiei de îndrumare. La fel a fost prezentată nota explicativă la nota informativă cu privire la respectarea integrității academice și, respectiv, lucrarea nu conține elemente constitutive ale unui plagiat, deci corespunde rigorilor. La fel, în acest dosar a fost prezentată și fișa academică privind acumularea creditelor de studii, care sunt, la fel, conform cerințelor stipulate. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc! Acestea fiind spuse, îi oferim cuvântul doamnei doctor Ulinici Mariana pentru a prezenta conținutul tezei. Aveți la dispoziție până la 30 de minute. Ok. Mulțumesc, Comisie de Doctorat, stimate domnule rector, stimate domnule președinte Alana Cec, stimați colegi și invitați astăzi la acest eveniment. Sunt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și să prezint rezultatele cercetării noastre intitulate Evoluția moleculară a virusului SARS-CoV-2 și răspunsul imun uman la infecție. Înainte de a intra în detalii despre acest studiu, voi începe prin a vă prezenta, pe scurt, structura generală a prezentării mele, pentru a vă oferi o perspectivă asupra informațiilor pe care le veți primi. De la apariția sa inițială în Wuhan, virusul SARS-CoV-2 s-a răspândit rapid pe tot globul, devenind o pandemie la nivel mondial. Infecția cu COVID-19 a afectat până în prezent milioane de oameni. Răspândirea accelerată a fost facilitată de călătoriile internaționale și de interconectivitatea globală. Această interconectivitate a dus și la o mai mare interacțiune între oameni din diverse regiuni, ceea ce a facilitat transmiterea virusului între comunități. Pe măsură ce virusul se răspândește și evoluează, pot apărea linii diferite ce poartă seturi distincte de mutații genetice. Monitorizarea frecvențelor relative ale acestor linii în timp este crucială pentru înțelegerea dinamicii prevalenței și identificarea posibilelor schimbări în prevalența anumitor variante. Există mai multe variante, cum ar fi alfa, beta, gamma, delta, care au fost asociate cu o transmitere mai ridicată sau cu modificări în răspunsul imun și care prezintă anumite mutații ce pot afecta eficacitatea vaccinurilor. Datorită răspândirii globale a virusului SARS-CoV-2, Republica Moldova a fost de asemenea afectată de acest virus. Primele cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în 7 martie 2020 și de atunci, după confirmarea primelor cazuri, numărul de cazuri COVID au crescut foarte rapid, necătând la faptul că Republica Moldova a întreprins diferite măsuri pentru prevenirea transmiterii virusului mai departe. Însă, cu toate acestea, pandemia a avut un impact semnificativ atât social, economic și politic. Vaccinurile specifice virusului și antiviralele sunt două mecanisme de combatere a bolilor virale. Studiile au demonstrat că vaccinarea și plasma convalescentă sunt două metode care pot preveni răspândirea bolii. Acești anticorpi pot fi induși fie prin vaccinare sau prin plasmă convalescentă. În martie 2020, FDA a aprobat plasma convalescentă cu un titlu mai mare de 1 la 160 să fie transferată cu scop terapeutic pacienților cu COVID.
De asemenea, în aprilie 2020, Republica Moldova a aprobat ghidul național privind managementul pacienților cu COVID-19 și, conform acestui ghid, plasma convalescentă a fost aprobată pentru a fi utilizată cu scop terapeutic. Pe de altă parte, în martie 2021, în Republica Moldova a început campania de vaccinare. 2000 de doze de vaccin Sinopharm au fost administrate nemijlocit studenților de la Universitatea de Medicină. Cu toate acestea, vaccinul a primit aprobare din partea OMS pentru utilizare de urgență abia în 7 mai 2021. Acest vaccin nu era utilizat pe scară largă și, de asemenea, existau informații limitate cu privire la eficacitatea sa. Prin urmare, determinările precise ale titlurilor de anticorpi prezenți în serul pacienților sau persoanelor care sunt vaccinate este crucială în supravegherea și testarea serului pentru a determina protecția umorală și estimată a eficacității vaccinurilor. Anticorpii neutralizanți se testează prin, este metoda standard și protocolul de aur pentru măsurarea activității antivirale, activității neutralizante anticorpilor, însă acești anticorpi pot fi testați doar în condiții de laborator DSL3 și necesită personal bine antrenat. Urmarea celor relatate a reieșit și scopul acestei lucrări, care au urmărit să furnizeze instrumente cantitative pentru analiza serului și să testeze un vaccin care nu este utilizat pe scară largă, cel puțin în țările occidentale, și care are informații limitate cu privire la eficacitatea sa, de asemenea să studieze evoluția moleculară a virusului SARS-CoV-2 în Republica Moldova. În acest sens au fost setate 4 obiective. Primul obiectiv a fost de a studia analiza filogenetică a virusului SARS-CoV-2 în Republica Moldova, după ce au fost secvențiate genomurile complete ale virusului SARS-CoV-2, de asemenea de a determina cantitatea de anticorpi neutralizanți în serul persoanelor care au fost vaccinate cu Sinopharm și a celor care au trecut prin boală, aprecierea titlului de anticorp anti-RBD, IgG, la persoanele care au trecut prin boală și cele care au fost vaccinate și studierea corelației dintre acești anticorpi neutralizanți și cei de legare. Designul studiului a fost divizat în două mini-studii. Primul studiu a urmărit să studieze evoluția moleculară a virusului SARS-CoV-2. În acest sens au fost incluse 542 de secvențe genomice din Republica Moldova, făcute publice în repozitorul internațional GISAID până la perioada 23 mai 2022. Dintre aceste tulpini, 25 au fost secvențate nemijlocit de noi în cadrul acestui proiect. Pentru studierea evoluției moleculare a virusului SARS-CoV-2 au fost folosite următoarele metode, PCR și secvențierea completă a genomului, după care secvențele au fost utilizate pentru analiza filogenetică. În studiul răspunsului imun-umoral la infecție au fost utilizate ELISA IgG RBD și testul de neutralizare, două protocoale, unul bazat pe flow-citometrie și altul pe microscopie cu spectru extins. În acest studiu au fost incluse 296 de probe, dintre care 100 seruri de la persoanele vaccinate cu Sinopharm, 100 plasme convalescente și 96 plasme prepandemice. Criteriile de excludere și includere în acest studiu au fost următoarele. Pentru analiza filogenetică, condiția era ca exudatele nazofaringiene să fie pozitive printr-un test PCR și valoarea pragului critic să fie mai mică sau egal cu 30, iar criteriul de excludere au fost acele secvențe care au acele eșantioane a căror valoare CT a fost mai mare de 30. Pentru studiul răspunsului imun-umoral, plasma premium, condiția era să fie recoltată până la 1 martie 2022, plasma convalescentă să fie recoltată de la pacienții care au trecut prin boală și se află la 14 zile de la recuperare clinică și sunt testați negativ printr-un test PCR, și serul persoanelor vaccinate să fi primit două doze de vaccin Sinopharm și se află la 14-a zi de la rapel. Criteriul de excludere au fost persoanele care au fost testați pozitiv COVID printr-un test PCR la ziua stabilită și nedorința de a dona sânge. Această cercetare a fost realizată în trei instituții de bază, disciplina de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă a Universității de Medicină Nicolae Testrițanu,
laborator de micro de virusologie moleculară, Centrul de Inginerie Genetică și Biotehnologie Trieste Italia și laboratorul Alfa Diagnostica. De asemenea, am avut trei parteneri care au contribuit fie la analiza bioinformatică, fie la analiza biostatistică sau la secvențierea completă a genomului. Rezultatele cercetării sunt după cum urmează. Evoluția moleculară a virusului SARS-CoV-2 este primul mini-studiu pe care l-am realizat. Criteriile de includere și excludere conform recomandărilor OMS depind de situația epidemiologică, de ținta aleasă și de resursele disponibile. În țările cu resurse și capacități limitate, cum este Republica Moldova, eșantionarea țintită este cea mai potrivită. Din cauza lipsei unei facilități de secvențiere în țară, strategia inițială adoptată a fost aceea de a colabora cu instituții internaționale precum ICGV. De menționat este faptul că Universitatea de Medicină, în parteneriat cu ICGV, au fost primii care au secvențiat genomul complet al virusului SARS-CoV-2 și secvențele au fost făcute publice imediat, la aproximativ 68 de zile de la momentul apariției pandemiei. După ce s-a efectuat secvențierea completă a virusului SARS-CoV-2, am întocmit sau am elaborat arborele filogenetic pentru a înțelege evoluția moleculară a virusului SARS-CoV-2 în Republica Moldova. În acest sens, au fost elaborate două analize filogenetice. Una în care au fost incluse probele 25 de secvențe genomice secvențiate nemijlocit de Universitatea de Medicină în parteneriat cu ICGV. Arborele reprezintă un eșantion reprezentativ de izolate ale virusului SARS-CoV-2, care sunt colorate în funcție de cluster și de variante. Clusterul 20A, colorat în gri, și descendenții săi, 20B și 20C, prezintă mutația SD614G. Această mutație este specifică și se referă la o schimbare în aminoacidul 614 din proteina spike a virusului. Varianta alfa, colorată în oranj, a fost detectată pentru prima dată în octombrie 2020 în Marea Britanie și a fost asociată cu o creștere semnificativă a ratei de infectare COVID. Aceasta a fost caracterizată de mutația N501Y și E848K. Varianta delta, colorată în albastru, a fost declarată o variantă de preocupare în mai 2021 datorită abilității sale de a se răspândi mai rapid decât versiunea originală a virusului și a devenit o variantă dominantă globală, răspândindu-se în cel puțin 185 de țări. Rezultatele acestui studiu au fost făcute publice în revistă cu Open Access. De asemenea, am elaborat o altă analiză filogenetică în care au fost incluse 542 de tulpini de secvențe genomice din Republica Moldova, încărcate în repozitorul internațional GSAID în perioada 1 ianuarie 2020 23 mai 2022. După cum se poate observa în figură, tulpinile din Republica Moldova, colorate în roșu, au o mai mare, se grupează în principal cu tulpinile din linia alfa. De asemenea, am găsit o anumită legătură genetică a liniilor ETA, Lambda și Delta, cu virusurile care au circulat în Republica Moldova. De menționat că până la data de 23 mai 2022, în Republica Moldova nu circulau tulpini Omicron, din linia Omicron. De asemenea, am analizat rata mutațiilor estimative a virusului SARS-CoV-2 circulant în Republica Moldova și a celor din Europa. Și putem observa că rata estimativă a substituțiilor nucleotidice a virusului SARS-CoV-2 din Republica Moldova a fost de aproximativ 23,2 per an, iar în Europa 26,4, ceea ce înseamnă cam două mutații pe lună. Următorul studiu este a urmărit să studieze răspunsul imunumoral la infecție. În acest sens a fost necesar să producem un pseudovirus SARS-CoV-2, deoarece virusul SARS-CoV-2 necesită de a se lucra cu acesta în condiții de vesel 3. Neavând această oportunitate sau opțiune, am dezvoltat un pseudovirus. Pentru a detecta anticorpii care recunosc proteina spike, s-a utilizat un sistem HIV lentivirus de generația a doua, în care am folosit proteina plasmidul care codifică pentru IGFP,
un alt plasmid care codifică pentru asamblare, GACPOL, și plasmidul care codifică pentru proteina spike a virusului SARS-CoV-2. Lentivirusul virusului stomatite vesiculare a fost utilizat ca control pozitiv al transducției, deoarece poate infecta atât HEG-293, care expresează AC2 pe membrană, cât și HEG-293 fără receptorul AC2. În schimb, lentivirusul SARS-CoV-2 poate infecta doar celulele HEG-293 care exprimă AC2 pe membrană. Pentru a determina titlul preparatelor lentivirale, ambele virusuri, DSV și virusul SARS-CoV-2, au fost diluate în serie și au fost incubate cu 30/5 celule HEG-293 AC2, iar ratele de infecție au fost determinate după 72 ore după incubare. Valorile care reprezintă cea mai mare linearitate de-a lungul a 3 diluții au fost alese pentru a calcula titlul de anticorp. Și se poate observa că titlul virusului produs, virusul SARS-CoV-2 a produs 3,10/5 unități transducționale pe mililitru, ceea ce înseamnă cu un ordin de mărime mai mic decât cel obținut de virusul BSV, ceea ce este corelează cu datele din literatură. În continuare, ne-am propus să investigăm activitatea de neutralizare a anticorpilor declanșată de virusul de vaccinul Sinopharm sau de infecția naturală. În acest scop, am dezvoltat două teste. Unul de neutralizare, unul bazat pe microscopie cu spectru extins și altul pe flowcitometrie. În protocolul cu microscopie cu spectru extins am folosit celulele hepatocarcinoma umane, care au fost amestecate cu o cantitate de cu diluții succesive a serului, fie de la pacienții care au fost vaccinați sau cei care au trecut prin boală. După incubare, acest mix a fost transferat pe celulele hepatocarcinoma și după 48 de ore a fost analizat rata de infecție sau prezența IGFP în celulele infectate cu ajutorul microscopiei cu spectru extins. În paralel, am dezvoltat un alt protocol. În acest protocol, bazat pe flowcitometrie, am folosit HEG-293. La fel, am diluat serul pacienților sau persoanelor vaccinate 3 diluții succesive, au fost amestecate cu cantitate egală de virus, pseudovirus SARS-CoV-2, apoi acest mix a fost transferat pe celulele HEG-293 și după 72 de ore de incubare a fost analizat procentul de fluorescență verde cu ajutorul microscopiei, cu ajutorul flowcitometrului. În baza ambelor metode a fost posibil să divizăm probele testate fie în probe care sunt slab neutralizante, și vedem aici prezența celulelor green fluorescente, iar în cazul flowcitometriei procentul de fluorescență verde, sau probe care nu sunt neutralizante la nicio cantitate de diluție a virusului și probe puternic neutralizante. Ambele metode sunt veridice și prin ambele metode am putut obține aceleași rezultate. S-a constatat că doar 20% din probele testate, fie cele recoltate de la pacienții vaccinați sau cei care au trecut prin boală, doar 20% pot neutraliza complet activitatea pseudovirusului. După ce am măsurat procentul de green fluorescență, am folosit aceste date pentru a calcula titlul de anticorpi neutralizanți. Și diagrama de dispersie arată rezultatele obținute prin protocolul High Content Screening Imaging și prin flowcitometrie. Se poate observa că mediana sau titlul de anticorpi la persoanele vaccinate este mai mare, cu o valoare de 40,1 și interval 1,1-2182, comparativ cu persoanele care au trecut prin boală, cu titlul de anticorpi neutralizanți 27,6. Același lucru putem observa și prin metoda de microscopie cu spectru extins. Persoanele care au fost vaccinate au titlul de anticorpi neutralizanți mai mare decât persoanele care au trecut prin boală.
datele de literatură spune că, spun că anticorpii RBD specifici IgG antispike sunt, corelează cu activitatea de neutralizare. În acest scop am dezvoltat un test ELISA IgG RBD recombinat, exprimat și purificat în întregime la ICGB. Pragul de densității optice pentru calcularea titrurilor de anticorpi a fost 0,0819. În acest sens am folosit plasma prepandemică pentru a folosi ca control în ajutor pentru a calcula titrul de anticorpi antispike RBD IgG. Și în comparație cu martorii sănătoși din perioada prepandemică, persoanele imunizate și cele recuperate după COVID au prezentat activități serologice puternice și specifice față de RBD. În același timp, persoanele vaccinate au avut un titlu de anticorp antispike RBD mai mare decât persoanele care au trecut prin boală, cu valori de 1742 versus 1239. Pentru a defini dacă titlurile de anticorpi neutralizanți obținute prin metoda flocitometrie și titlurile de anticorpi antispike RBD sunt corelate, am comparat aceste trei metode. Cel mai mare coeficient de corelație a fost între ELISA și flocitometrie cu coeficientul de corelație 0,64, însă când am separat convalescenți și vaccinați, observăm că persoanele care au trecut prin boală, anticorpii neutralizați corelează mai mult comparativ cu cei care au fost vaccinați. De asemenea, am comparat titlul de anticorpi neutralizanți testați prin metoda High Content Screening Imaging și ELISA și observăm că o corelație pozitivă între acești anticorpi cu coeficientul de corelație 0,52. Și când am divizat persoanele convalescente de cele vaccinate, vedem un coeficient de corelație 0,45 la persoanele convalescente și 0,53 la persoanele care au fost vaccinate. Diferența dintre grupuri a fost observată doar în testele High Content Screening Imaging și flocitometrie, deși aceste teste ambele urmăresc să evalueze activitatea de neutralizare a anticorpilor, observăm o corelație pozitivă între aceste două metode cu coeficientul de corelație 0,55 pentru toți participanții și 0,51 pentru persoanele convalescente și 0,58 pentru persoanele vaccinate. În plus, am făcut distincție între persoanele care au fost vaccinate și au trecut prin boală și persoanele care au fost vaccinate, dar nu au trecut prin boală. Am observat titlul constant mai ridicat de la persoanele care au mai multe evenimente imunologice, adică au trecut prin boală și au fost vaccinate, comparativ cu cei care sunt naivi și au primit doar vaccinuri. Dacă permiteți, am să dau citire tuturor concluziilor, cu excepția ultimei concluzii. Studiul DAT a demonstrat importanța dezvoltării instrumentelor de diagnostic și efectuării cercetărilor privind răspunsul imun-umoral pentru lupta împotriva transmiterii virusului SARS-CoV-2 și pentru a atenua în mod eficient impactul acestuia asupra sănătății publice. Acest lucru este deosebit de important pentru Republica Moldova, deoarece astfel de eforturi pot oferi informații neprețuite despre epidemiologia moleculară a virusului și pot contribui la lupta globală împotriva pandemiei. Studiul are potențialul de a utiliza această abordare pentru orice eventual focar al virusului SARS-CoV-2 sau al unui virus similar cu potențial epidemic ridicat care ar putea apărea în viitor. În urma acestui studiu, de asemenea, am venit și cu niște recomandări practice și prima recomandare este că este esențial să se consolideze și să se îmbunătățească eficacitatea sistemelor de supraveghere pentru a monitoriza evoluția moleculară a virusului SARS-CoV-2. Cercetarea științifică ar trebui să continue pentru a dezvolta instrumente de diagnostic care să poată măsura cu precizie răspunsul imun-umoral față de SARS-CoV-2.
Având în vedere impactul pandemiei, colaborarea regională și internațională și schimbul de date și rezultate științifice este esențială. Republica Moldova ar trebui să participe în mod activ la inițiativele globale de combatere a transmiterii virusului SARS-CoV-2. Împărtășirea cunoștințelor obținute în urma studiilor efectuate în țară pot contribui la lupta globală împotriva pandemiei și pot ajuta la dezvoltarea unor strategii eficiente de tratament și de izolare. Se recomandă implementarea protocoalelor, instrumentelor dezvoltate în cadrul acestui proiect de cercetare la disciplina de microbiologie în cadrul curriculumului didactic. Acest lucru va oferi studenților experiență practică și expunere la metodologii de cercetare de ultimă oră, pregătindu-i pentru viitoarele activități științifice și echipându-le cu cunoștințe noi și abilități pentru a fi pregătiți de a răspunde la o potențială pandemie. Rezultatele acestei cercetări au fost comunicate pe larg, au fost distribuite fie la interviuri TV, am organizat teleconferințe, am oferit interviuri, de asemenea au fost organizate workshop-uri în care am transmis cunoștințele acumulate. Și aș vrea să închei cu un citat care m-a marcat sau mă caracterizează în perioada elaborării acestui studiu. Una dintre cele mai importante decizii cu care te confrunți în viață este aceea de a alege să pleci sau să încerci mai mult. M-am străduit mai mult și ne-am străduit împreună cu echipa să obținem rezultatele acestei cercetări și mulțumesc tuturor celor care au fost alături și au făcut posibil această cercetare. În special mulțumesc colegilor din Laboratorul de Virusologie Moleculară a ICGB, colegilor de la Universitatea de Medicină, colegilor de la Universitatea din Ljubljana și Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru plasmele care ni le-au oferit pentru a fi utilizate în acest studiu, Laboratorului Alfa Diagnostica pentru spațiu și asistența oferită și nu în ultimul rând familiei mele. Mulțumim pentru prezentare și acum trecem la întrebări. Etapa întrebări pe marginea raportului, pe marginea lucrării, deci pot oricine din sală și referenții pot pune întrebări și numai nu conducătorii, dar cred că, dar restul tot, deci sesiune de întrebări, poftim. Cine dorește? Cine e primul? Nu v-ați așteptat că se va termina raportul? Deci sunteți sub impresie. Sub impresie raportul, așa înțeleg. Poftim. Dați să încep eu, dar cum așa ar veni. Ne confruntăm acum cu așa o situație că mulți pacienți care au suportat COVID, deci stabilim diagnosticul long COVID. Vreau să vă întreb dacă ne ajută deci aceste cercetări, există vreo legătură genetică sau poate vreo algoritm serologic pentru a ne ajuta a stabili acest diagnostic de long COVID. Deci întrebarea o leacă din altă direcție, dar sper că ceva o să fie. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Deci, răspunsul imun-umoral la infecție, de fapt nu doar răspunsul imun-umoral, răspunsul imun depinde de mai mulți factori care țin de gazdă, care țin de factorii virali sau agentul infecțios, care țin de factorii de mediu, care pot influența reactivitatea sau reactogenitatea organismului la acest agent infecțios. Și stabilirea sau aprecierea de long COVID termenul long COVID doar cu ajutorul testelor imunologice nu ar fi suficient. Este necesar de a se face o cercetare în ansamblu privind și aspectele genetice individuale sau personalizate a persoanelor care au suferit de COVID și cele care au suportat long COVID. Da, mulțumesc. Poftim întrebări? Da, poftim, domnul rector.
perioada de COVID, când s-a început, știm cu toții că a fost foarte complicat. La prima ședință a Ministerului Sănătății, când toată lumea aștepta în țară să vină Pfizer-ul, deci era numai această vaccină. Nimeni din țară nu vrea să o iei. Noi, având foarte mulți studenți și studenți internaționali, am decis să o luăm în universitatea noastră. Și de aici, Mariana, știi, a apărut și ideea aceasta. Întrebarea mea este, ați făcut comparații, făcând studiile în acest prestigios centru cu datele serologice a altor vaccini, de pildă Pfizer sau alte vaccini, și cu vaccina Sinovac. Deci, rezultatele le-ați arătat care sunt și noi am observat că acest vaccin a mers foarte bine. A avut cele mai puține reacții adverse. Dar efectul mă interesează. Deci, dumneavoastră, după studiul dumneavoastră, sau puteți compara cu alte studii ce efect imunologic a avut acest vaccin? Mulțumesc, domnul rector, mulțumesc mult pentru întrebare. Unul din scopurile care, adică din motivele pentru care am ales anume vaccinul Sinopharm a fost faptul că nu erau date cunoscute în literatură despre eficacitatea acestui vaccin și protecția pe care o oferă. Datele de literatură spun că vaccinul Pfizer și AstraZeneca sunt două vaccinuri care, în urma cărora, titlul de anticorp neutralizanți este net superior comparativ cu vaccinul Sinopharm, cu titre mult mai mari decât cele pe care le-am obținut noi în studiul nostru. De asemenea, activitatea de neutralizare produsă de vaccinul Sinopharm este mai scăzută comparativ cu vaccinul Pfizer, Moderna sau AstraZeneca. Sunteți satisfăcut, domnul rector? Da. Alte întrebări? Optim întrebări. Mai activ. Toți au venit din vacanță și încă nu s-au inclus complet. Da? Iată, v-ați ocupat de secvențierea virusului. Deci, noi acum în Republica Moldova avem utilaj la agenția NSPE, da, de secvențiere. S-a făcut secvențierea virusului COVID. Și pot fi făcute și pentru alți agenți infecțioși, da? Din câte și înțeleg. Cum vedeți dumneavoastră rolul acestei investigații, deci și cum ar putea fi rațional folosit aici în Republica Moldova pentru supraveghere biologică, pentru necesități clinice și așa mai departe? Cum vedeți dumneavoastră rolul acesta? Fiindcă s-au investit bani mari, deci pentru acest utilaj. Și am vrea ca eu să lucrez. Cum vedeți dumneavoastră? Pandemia COVID-19 a fost nu doar despre boală și disperare, dar a fost mult și despre oportunități. Și laboratoarele au obținut importanță, care nu au avut-o până la pandemie. Secvențiatorul care a fost instalat în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică este absolut important pentru Republica Moldova, în special în era când chiar și schimbările climaterice duc la evoluția diferitor microorganisme dintr-o zonă climatică în alta și ne ajută să depistăm rapid agenți infecțioși care nu eram cunoscuți până la momentul punerii importanței secvențierii. Deci este absolut necesar și important pentru a avea acest secvențiator. Evident că cercetările sau investigațiile de secvențiere sunt costisitoare, însă în cazul în care avem personal antrenat care știe să dezvolte primeri necesari pentru testare, ar putea ușura un pic din cost-eficiența secvențierii. Da, mulțumesc. Întrebări? Vă rugăm întrebări. Da, poftim. Doctorian Sajan. Doctorian Sajan, Agenția Națională de Sănătate. Deci, chiar ieri citeam în context că ultima săptămână au fost o conjurare de 2-4 ori în urmă de cazuri de COVID-19.
Și în acest context aș dori să vă întreb cum vedeți dumneavoastră evoluția ulterioară virusului care a patogenitate și a virulență. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare și este foarte actuală. A fost cu impact semnificativ pandemia, deoarece eram naivi față de virusul dat și, evident, reacția organismului la virus a fost slabă. Dar având vaccinuri care ne ajută să formăm un răspuns imun față de virus, de asemenea, virusul a avansat în mutații la început și era mega virulent, în timp și-a diminuat din virulență, însă și-a crescut din transmisibilitate. Însă noi fiind deja cu răspuns imun format față de acest virus, nu mai prezintă același pericol ca la începutul pandemiei. Ne bucură, de fapt. Mulțumim. Întrebări, poftim? Poftim, mai sunt întrebări? Nu mai sunt? Atunci vă mulțumim. Mulțumim. Terminăm sesiunea de întrebări și trecem la următoarea etapă. Da, mulțumim. Trebuie să vă așezați. Deci secretarul Comisiei va prezenta concluziile evaluării tezei la etapele anterioare, aprobarea în cadrul unității primare de cercetare, seminarul științific în profil, precum și după avizele externe ale savanților care au parvenit, iată aici, la Consiliul Științific. Poftim. Stimate domnule președinte, stimați membrii Comisiei de Doctorat, stimată audiență, voi aduce la cunoștință rezultatele evaluării tezii la etapele anterioare. Voi menționa că pe parcurs teza de doctor în științe medicale a fost evaluată în cadrul unității primare la ședința disciplinii de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pistimițeanu din 22 mai 2023, unde s-a decis a aprobat teza de doctor în științe medicale cu titlul Evoluția moleculară a SARS-CoV-2 și răspunsul imun umoral la infecție, specialitatea 313-02, microbiologie, virusologie medicală, a doamnei Ulinici Mariană, absolventa doctoratului și a recomandat pentru examinare și aprobare în cadrul ședinței seminarului științific de profil, profilul 313 imunologie, microbiologie, virusologie, 321 medicină generală, 313-02 microbiologie, virusologie medicală și profilul 321-09 boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală. În mod deschis, propunerea a fost votată unanim pro. La fel, la ședința seminarului științific de profil 313 imunologie, microbiologie, virusologie, 321 medicină generală, 313-02 microbiologie, virusologie medicală, 321-09 boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală din data de 12 iunie 2023, a fost decis a aproba teza de doctor în științe medicale cu tema evoluția moleculară a SARS-CoV-2 și răspunsul imun umoral la infecție, specialitatea corespunzătoare, a doamnei Ulinici Mariana, absolventă a doctoratului și a recomandat pentru examinare și aprobare în cadrul ședinței Consiliului Științific al Consorțiului USMF Nicolae Pistimițeanu cu instituțiile organizatoare de doctorat din domeniul științe medicale. A recomanda componența comisiei de doctorat și a referențelor oficiali la teza de doctor în științe medicale cu tema evoluția moleculară SARS-CoV-2 și răspunsul imun uman la infecție, specialitatea 313-02 microbiologie, virusologie medicală a doamnei Ulinici Mariana, absolventă a doctoratului. În mod deschis, decizia a fost votată unanim pro. La fel, în adresa Comisiei de Doctorat au parvenit 12 avize referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Deci, avizele au fost prezentate de către dr. Ahmed Zakot,
conferențiar consultant boli infecțioase, Centrul de boli transmisibile, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar, Dr. Mehram Rozbahni, consultant, Convenția privind armele biologice, Unitatea de sprijin pentru implementare, Oficiul ONU pentru afaceri de dezarmare. Dr. Yeneu Kebade Tebeje, asistent universitar, microbiologie medicală, șef diviziunea sistemelor de laborator, șef interimar diviziunea de supraveghere și informații privind bolile, ei, Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor, Comisia Uniunii Africane. Dr. Sundip Chaitanya Vediti, conferențiar cercetător principal și director pentru activitatea de cercetare și inovare de la Departamentul de Medicină, Universitatea din Cambridge. Dr. Tina Ursic, cercetător și promotor științific în domeniul virusurilor respiratorii, Institutul de Microbiologie și Imunologie, Facultatea de Medicină de la Universitatea din Ljubljana, Slovenia. Dr. Artur Zeraib, director global de produs, boli infecțioase, diagnostic rapid, Abbott. Dr. Munerou Salou, profesor universitar, Facultatea de Științe ale Sănătății, Universitatea din Lome, Togo. Dr. Sau Socuna, director adjunct, Departamentul de Servicii Spitalicești, Ministerul Sănătății, director al Rețelei Naționale de Laboratoare de Microbiologie Medicală, director al Comitetului Național de Biosecuritate, Cambodgia. Dr. Sajin Octavian, doctor în științe medicală, șef laboratorul de hepatite virale și boli transmise prin sânge, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Doamna dr. Paraschiva Angela, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, șefa disciplinii de epidemiologie, Departamentul Medicină Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Chestimețeanu, și domnul dr. Cebanu Serghei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, șef Departamentul Medicină Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Chestimețeanu. Menționez că toate avizele care au parvenit sunt favorabile, apreciază pozitiv și înalt calitatea tezei și a autoreferatului. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Noastră aveți de răspuns celor care au trimis avizii? Le mulțumesc! Le mulțumesc pentru timpul care și l-au rezervat pentru a-mi citi lucrarea și pentru a analiza și aș expune impresiile și opinia asupra lucrării. Acestea fiind spuse, trecem la etapa referințelor oficiali, care se vor expune asupra tezei și neapărat cu concluzia la sfârșit, deci referitor la acordarea titlului de doctor în științe și atribuirea tezei unui din următoarele calificative, deci conform regulamentului, excelent, foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. Și dați-mi voi să ofer cuvântul domnului profesor Miroslav Petroveț, ție speech, eu expertise, de... Hello, my nicest congratulations and thankfulness for being part of this ceremony and being selected as a member of committee. So really appreciate to be able to be here again with you, with very high regard to the work you do here in Chisinau. First time in role like I am today, in reviewing the scientific work, which I hope will be awarded today by the end of the official procedure. So I would just like to excuse, because I'm for the fifth time here, I could not learn the language so fast, so my talk would be completely in English. So the review which I did was translated to me, and
I would like to present it now. The review is of the thesis molecular evolution of SARS-CoV-2 and human immune response to infection. For the title of Doctor in Medical Science Specialty, Freedom 3.02, Medical Microbiology Virology, author Mariana Urmic. Scientific advisor Rudy Coleriu and co-supervisors Marcelo Alessandro. The topic of doctoral dissertation, molecular evolution of SARS-CoV-2 and the human immune response to infection, can be assessed as one of the most challenging and emerging topics in virology, immunology, public health, and medicine as a whole. The impact of performed research can have wide consequences for the country's next response should new pandemic occur and shorten the time to accept and validate the measures and very specifically the diagnostic tests to assist in such efforts. Special challenges in the present work was presented by unprecedented speed of the evolution of the new COVID virus, his efficiency of transmission, as well as efforts of professional and scientific community to keep pace with most efficient countermeasures, as well as reliable and effective laboratory diagnostics, as well as therapeutics. The efficiency of both are heavily dependent of accurate data about evolution of the virus and immune response to the newly developed variants. In today's globally connected world, it is of utmost importance to strengthen the capacity of each country to be able to respond swiftly with right equipment, proper methods, as well as with well-trained and allocated laboratory personnel. The strength, originality, and scientific novelty of the present study is the aim to employ one of the most innovative technology to assess the neutralizing antibodies with pseudovirus production and use it with the innovative approach of using flow cytometry and RBD-ELISA test, which eliminates the need for use of technically demanding, also to say maybe dangerous and expensive BSL-free laboratory to perform neutralizing antibodies assay. All of the employed tests help to elucidate a human immunological response against infection, which can also be used in efficacy testing of vaccine and therapeutics. The molecular evolution study of SARS-CoV virus evolution in Moldova also adds to insight of Moldova as well as world SARS-CoV virus evolution. The thesis is written in proper structure of scientific publication. It contains 105 pages of basic text and includes the following elements: introduction, 4 chapters, general conclusion, and recommendation. The thesis properly and thoughtfully cites 183 bibliographic units and also contain 6 tables and 41 figures. The research results were published in 15 scientific publications, including 4 articles published in prestigious ICI and Scopus indexed journals, 2 articles in National Scientific Journals Category B, and 9 contributions presented at national and international scientific conferences. Briefly, the introduction section describes the general information of the COVID pandemic and global and local evolution of the epidemic, as well as the specific molecular evolution of SARS-CoV-2. It describes the importance of understanding human immune mechanism during the COVID-19 infection. The author elaborates on the mechanisms involved in the humoral and cellular response, emphasizing the importance of both immunological compartments in fighting SARS-CoV-2 co-infections. Challenges of establishing a careful monitoring the performance of serological tests in view of constant viral evolution are well addressed. In chapter 1,
which covering genomic variants and phylogenetic analysis of SARS-CoV-2 sequences in the Republic of Moldova is aimed at understanding the biology of SARS-CoV-2 virus and associated infection diagnostic strategies. In this chapter, the overall description, structure, molecular feature and biology of the virus is well described in details. Structural components and molecular evolution of their function is carefully analyzed in view of the aim of the research work. The strength of this chapter is that it is very well balanced and covers specifically the contents needed for a reader to understand the experiments in the thesis. It is written with great care for appropriate bibliography selection and the citation used are well balanced. In chapter 2, describing material and methods, describe it in that way that the analysis of the data, appropriate statistical method were used and can be used. Used materials, reagents, research procedures are described in sufficient detail to be understandable and available for laboratory confirmation for other researchers. The experimental design selection of study subjects and all the experimental techniques, including pseudoviral post-production, immunological assays, cell culture, and others, are well explained in sufficient details. In chapter 3, genomic variants and phylogenetic analysis, sequences from the Republic of Moldova is devoted to the molecular evolution of COVID, with a focus on genomic variants and phylogenetic analysis of sequences from patients in the Republic of Moldova. Genomic variants identified in the European context, including key mutations and their impact on the transmissibility and virulence of the virus, are examined and characterized. Phylogenetic analysis of genomic sequences is carefully performed and were carefully integrated in constantly evolved world map of SARS-CoV evolution. The author provides meaningful suggestions about detected mutation and what consequences may provide for diagnostic and therapeutic interventions. The author scientifically soundly provides possible explanation about tracing and transmission routes of the virus in the Republic of Moldova. In last chapter, characterization of the humoral immune response of Sinopharm vaccinated individuals and COVID-19 vaccine recipients in the Republic of Moldova aimed to assess the anti-spike RBD IgG antibody titers and neutralization potential of COVID, covalescent plasma, and the sera of Moldovan adults vaccinated with Sinopharm vaccine. An ELISA with recombinant SARS-CoV-2 spike RBD and two pseudovirus-based neutralization assays have been developed to evaluate neutralizing antibodies against SARS-CoV-2. Significant moderate correlation was observed between IgG titers and the overall neutralizing antibodies for each neutralization assay. A separate analysis of convalescent and vaccinated individuals showed a higher correlation of neutralizing IgG titers in convalescent individuals in comparison to those vaccinated. These data contributed significant knowledge to support the conclusion that individuals who recovered from infection developed higher titers of anti-spike RBD-IgG antibodies in comparison to the Sinopharm vaccinated individuals, which produced higher levels of neutralizing antibodies than convalescent plasma. The general conclusion and recommendations section presents the well-structured outline of the results obtained, demonstrating the valid achievements of thesis aims and objectives. The general conclusions are presented in a clear sequence and very well show and distinguish the author's personal contribution to the practical work from the theoretical significance and practical value. The suggestions of recommendations are firm, realistic, and actionable,
offering possible solutions, performing potential for future research endeavors in the field. The strength of the work is a critical view of the candidate, all achievements, and critical appraisal of already known published facts and in the scientific literature at the time of the thesis writing. The bibliographic list presented is very carefully selected according to relevant published and available research concerning the impact on candidates' own thesis team. Literature recited appropriately in the use of bibliography shows deep knowledge of the subject of the thesis. The thesis represents an original scientific work planned, established, and executed on the individual research of the candidate. From all of the presented data, its interpretation, and appropriate discussion, it is clear that the author's personal contribution to the research work is genuine and original. The subject of the thesis is well covered by the presentation quality and appropriate volume of the thesis. The presentation of the results is adequate, readily supported by the technical elements such as tables and figures, which are clearly annotated and referenced in the present thesis. The volume and quality of the material presented in the thesis corresponds accordingly to the subject matter of the thesis. All of the hypotheses are properly backed up by scientific evidence and were argumentatively backed up in discussion by available bibliography. The thesis as a whole has an adequate technical content which respects the logic and clarity of content exposition, as well as spelling and grammar rules as far as I can judge with available translation tools, as well as with obvious scientific language structure. In conclusion, Mariano Linci PhD thesis, Molecular Evolution of SARS-CoV-2 and the Human Immune Response to Infection, is scientifically and structurally well-written work which provides all required information to prove scientific foundation to understand and prove all the data provided in the present thesis. Moreover, the subject of the thesis provides not only scientific base for practical solutions for currently finished epidemic, but also provide important methodology developments which may have big implication in any future one should we encounter in a similar situation. On conclusion, it's my personal remark and praise of what admirable achievement in scientific work has been accomplished in such a short time by the author. My final conclusion is that quality of this work reaches all the qualities of international standards, as well as it complies with the requirement of the regulation of the National Agency for Quality Assurance and in Educational Research and of the Doctoral School in Medical Science. So I recommend the acceptance of this doctoral thesis for the award of the Doctor of Medicine degree with excellent qualification. Thank you. Thank you very much, Professor. Answer. Dear Professor Petrovets, I cannot describe the words for your huge work you did for me, and also for many hours you took off of your busy schedule to provide me with mentorship and to encourage me in my academic evolution. And I am very thankful for the time you gave me and also to help me to understand how to reach the new levels in my academic career. Thank you so much for being here today near us at this university, and I'm so very happy to have known you and to have you in my life. Thank you so much. Next reviewer, Valan Greta. Doctor la Habilitate Științe Medicale, deci următorul referent oficial, conferențar universitar, disciplina microbiologie și imunologie, departamentul medicină preventivă, USMF de Semițan. Poftim! Mulțumesc!
Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrii ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Deci, teza înaintată pentru obținerea gradului științific de doctor în științe medicale, prezentată de doamna Mariana Ulinici, diferă printr-o actualitate indiscutabilă, deoarece analiza filogenetică a virusului SARS-CoV-2 circulant pe teritoriul Republicii Moldova oferă informații valoroase în ceea ce privește evoluția și răspândirea acesteia în regiune. În plus, dezvoltarea unui lentivirus SARS-CoV-2 pseudotipizat a permis studierea atât a răspunsului imun din partea macroorganismului la acest virus, cât și eficacitatea vaccinurilor care au fost utilizate pentru profilaxia acestei patologii. Vreau să menționez că utilizarea unui virus pseudotipizat este o premieră pentru Republica Moldova și cunoștințele și abilitățile care au fost obținute de către doamna Mariana Ulinici vor avea continuitate și indiscutabil că vor fi utilizate în viitor pentru studierea altor virusuri emergente sau reemergente. Cunoaștem cu toții că în timpul pandemiei virusul SARS-CoV-2 a suferit multiple mutații, în rezultatul cărora au parvenit diverse variante. Aceste variante erau foarte diferite, ca grad de virulență, diferite ca grad de transmisibilitate, cât și aveau diferită rezistență la imunitatea, atât naturală cât și artificială, Iată, cunoașterea evoluției moleculare a virusurilor pe parcursul pandemiei, cât și cunoașterea răspunsului imun sau studierea răspunsului imun din partea macroorganismului la acest virus, sunt puncte cheie sau puncte forte în elaborarea unor strategii eficiente pentru combaterea acestei patologii, cât și pentru protejarea populației. Deci, astfel, studiul propus și realizat de doamna Mariana Ulinici își argumentează actualitatea și importanța. În continuare, o să mă opresc foarte succint la următoarele compartimente. Ceea ce ține de baza teoretică a tezei. Deci, cercetarea realizată de către autoare a fost proiectată pe baza unui studiu teoretic profund. În baza dovezilor eloquente, autoarea include analiza privind biologia virusului SARS-CoV-2, organizarea genomică a acestuia, răspunsul imun umoral în infecție și strategiile de diagnostic. Documentarea în domeniul studiat i-a permis autoarei de a formula clar problemele de cercetare care au fost puse. Ceea ce ține de calitatea metodologică a cercetării, deci realizarea tezei analizate a pornit atât de la o analiză a bazei teoretice existente în acest domeniu, cât și de la un scop și obiective bine definite, realizarea cărora a asigurat finalizarea cu succes a acestei etape de cercetare. Atât realizarea scopului principal, cât și aplicării dintre obiectivele formulate, pot fi urmărite cu ușurință, datorită structurii reușite a rezultatelor. Cunoașterea problemei a permis autoarei de a implica creativ în prezentarea și interpretarea rezultatelor obținute, ceea ce o caracterizează pe doamna Ulinici ca o cercetătoare formată, capabilă să prezinte analize profesionale cu impact fundamental și aplicativ. Conceperea și calitatea textului. Teza de doctor a doamnei Mariana Ulinici se caracterizează prin structurare logică și echilibrată și printr-o expunere clară și coerentă atât a rezultatelor obținute, cât și a interpretărilor proprii. Acest lucru facilitează analiza lucrării și o face atractivă pentru cercetătorii interesați de acest domeniu. Este important și faptul că rezultatele obținute de autoare sunt comparate și corelate cu datele obținute anterior de alți cercetători
ceea ce permite plasarea imediată a rezultatelor analizate în spațiul factologic sistematizat existent în acest domeniu al cercetării. Valoarea practică a cercetării. Deci rezultatele cercetării sunt implementate în procesul didactic și practic al disciplinei de microbiologie și imunologie, sunt incluse cele mai recente cunoștințe și tehnici legate de evoluția moleculară a virusului SARS-CoV-2, determinarea anticorpilor și testelor de neutralizare în cursuri și sesiuni de laborator. Acest lucru oferă studenților experiență practică și expunere la metodologie de cercetare de ultima oră. Asigurarea bibliografică, deci lista surselor bibliografice examinate de autoare și care au stat la baza elaborării analizei situației în domeniul metodologiei de cercetare și a argumentării necesității cercetărilor include 184 de titluri. Prezentarea în text a citărilor este făcută cu acuratețe în conformitate cu etica de cercetare și respectarea drepturilor de autor. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Deci, concluziile generale reflectă esența rezultatelor obținute, sunt formulate concis și concludent. Consider concluziile generale ca corespunzătoare cerințelor formulate de în ghidul pentru perfectarea tezelor de doctor, iar recomandările care finalizează lucrarea sunt adresate atât cercetării, domeniului practic, cât și procesului didactic. Și în concluzie vreau să menționez că teza de doctor în științe medicale, evoluția moleculară a SARS-CoV-2 și răspunsul imun uman la infecție, elaborată de către doamna Mariana Urinici, constituie o lucrare științifică finalizată, dedicată unei probleme actuale, realizată la un nivel științific înalt, iar rezultatele obținute au o importanță atât teoretică cât și aplicativă. Merită atenție efortul intelectual depus de autor pentru realizarea acestui studiu complex, care aduce beneficii importante mai multor actori, printre care medici cliniciști, microbiologi, cât și epidemiologi. Prin realizarea acestei lucrări, autorul trasează punți de colaborare eficiente, bazate pe principii științifice, ceea ce trezește admirație și apreciere înaltă. După complexitatea problemei abordate și nivelului de realizare a scopului și obiectivelor propuse, maturitatea analizei rezultatelor și concludenții formulării concluziilor, stilul academic rafinat de prezentare a tezei de doctorat elaborată de către doamna Urinici, Mariana corespunde gradul științific de doctor în științe medicale, specialitatea 3.1.3.0.2 în microbiologie, virusologie medicală, iar autorul acestei lucrări merită pe deplin conferirea gradului științific de doctor în științe medicale. Și teza este apreciată ca excelentă. Mulțumim și vreau încă o dată să felicit atât doctoranta, cât și conducătorii științifici care deci au îndrumat-o în efectuarea acestui studiu, un studiu foarte complex, un studiu foarte actual. Felicitări! Vă mulțumesc și noi! Mulțumim! Vă mulțumesc mult pentru aprecierile înalte și sunt recunoscătoare pentru faptul că suntem o echipă și împreună vom putea face lucruri mărețe pentru catedră și pentru universitate și pentru țară. Mulțumesc! Următorul referent oficial, Lutu Nicolga, doctor în științe medicale, conferențiar și cercetător, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Poftim. Nu, stimate domnule președinte, onorată asistență, evident că subiectul abordat astăzi este unul de importanță majoră pentru sănătatea publică, este important și pentru factorii de decizie, deoarece prezintă relevanță semnificativă prin anumite motive, și anume studierea evoluției moleculare a virusului SARS-CoV-2 permite indicarea unor măsuri țintite, eficiente de combatere a pandemiei, totodată evidențierea acelor schimbări și modificări în structura virusului, deci permite evidențierea, detectarea celor variante de îngrijorare, variante care au un potențial epidemic
major, ceea ce ține de transmitibilitate, deci transmiterea virusului și nu numai, dar ceea ce ține de formele clinice manifestarea acestei infecții. Totodată este important că în această lucrare s-a studiat care este răspunsul organismului uman la invazia cu acest virus, prin și anume detectarea antigenelor și modalitatea de formare a anticorpilor permite și aduce aportul și adus de la aportul la deci, elaborarea vaccinului, care este cea mai eficientă măsură și de durată în prevenirea acestor infecții, acestei infecții. Evident că am să trec foarte, deoarece deja a fost expus, dar am să trec pe anume criteriile care sunt necesare în recenzarea unei teze și am să trec la calitatea metodologică a cercetării care a fost bună prin formularea atentă a scopului, obiectivelor și profunzimea interpretărilor resurselor studiate și de calitate care au fost utilizate în procesul de elaborare și definitivarea scopului care a fost atins la nivel înalt, ceea ce și-a permis obținerea acestor rezultate valoroase. Dacă ne referim la concepția și calitatea textului, deci putem expune că se caracterizează printr-o bună calitate, o structurare logică, coerentă a ideilor și interpretărilor proprii, expuse de asemenea prin stilul științific accesibil pentru cititor. După o scurtă introducere, doctorandul așa structura teza în 4 capitole, urmate de concluzii generale, recomandări practice ale studiului, bibliografie selectivă, valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea articolului în lucrări științifice și de reviste științifice recunoscute. Deci n-am să mă opresc la analiza detaliată a acestor 4 capitole, am să trec la următorul criteriu, ceea ce ține de caracterul și de noutatea cercetării și anume de contribuția personală a autorului, originalitate și profunzimea discursului științific. Deci, prin această cercetare pot remarca că prin mai multe aspecte este o lucrare cu noutate și relevanță științifică majoră. În primul rând, utilizarea secvențierii complete a genomului SARS-CoV-2 de la pacienți din diferite regiuni geografice a Republicii Moldova adaugă o valoare, o plus valoare la bază de date globală și ajută la înțelegerea evoluției virusului în această regiune. În al doilea rând, dezvoltarea unui pseudovirus și a două teste de neutralizare precum și a unui test ELISA reprezintă contribuții semnificative și originale acestui autorului. Totodată și abordarea integrată a algoritmului, anume tehnicilor de secvențiere genomică, cu analiza imunologică și cea culturală, cultivarea celulară, care împreună furnizează o imagine mai completă a evoluției răspunsului imun la SARS-CoV-2. Dacă să mă refer la aprecierea cu privire la stilul și claritatea și precizia exprimării doctorandii în lucrare, pot afirma că este o structurare logică, coerentă a ideilor și interpretărilor prin propriu expuse, stilul științific fiind foarte accesibil, prin redarea în final a rezultatelor, concluziilor și recomandărilor care sunt de valoare. A fost menționat deja că autoarea a utilizat 184 de surse bibliografice, atât din țară cât și peste hotare, cele mai relevante, în baza cărora și-a permis elaborarea primului capitol și detectarea algoritmului care ulterior l-a dezvoltat. Dacă să trecem la calitatea concluziilor, deci pot afirma că sunt bine formulate și urmate de recomandări care pot fi luate atât în practica laboratoarelor din cadrul sănătății publice, cât și în cadrul comunității științifice și în cadrul procesului didactic pentru a continua cercetarea și pentru a da ca model în instruirea studenților, rezidenților și a medicilor de laborator. În concluzie, putem aprecia că materialul expus în teza de doctor în științe medicale, analizată, corespunde integral temei acestei lucrări.
Materialul recenzat are un profund conținut științific, include informații privind corelarea între nivelul de anticorp și răspunsul neutralizant la acest virus. În baza analizei de mai sus, este evident că teza prezentată de doamna Mariana Olivici constituie o lucrare științifică originală și de înaltă calitate, elaborată integral pe baza propriilor cercetări autoare. Volumul și calitatea materialului expus corespund întregime tema lucrării și sunt în concordanță cu nivelul de doctor în științe medicale. Lucrarea se caracterizează prin conținut tehnic adecvat, respectând claritatea și logica expunerii, precum și normele ortografice și gramaticale. În concluzie, apreciez că teza prezentată de doamna Mariana Olivici cu tema Evoluția moleculară a SARS-CoV-2 și răspunsul imun la infecție și a atins scopul propus de a studia evoluția moleculară a virusului și răspunsul imun în rândul beneficiarilor de vaccin. Totodată, problema abordată în această teză, valoarea cercetărilor efectuate, nivelul de realizare a scopului și obiectivelor propuse, rezultatele obținute, formularea concluziilor îmi permit de a considera că teza prezentată pentru obținerea titlului de doctor în științe medicale, specialitatea 313.02 microbiologie medicală virusologie de către doamna Mariana Olivici, îndeplinește toate condițiile de aprobare și propun calificativul de excelent. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim. Vă rog să răspundeți la obiecții, dacă au fost și alte. Stimată doamnă Gurdunicu, vă sunt profund recunoscătoare pentru timpul acordat studierii în profunzime a tezei mele de doctorat și pentru înaltă apreciere. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim. S-au expus referențe oficiale. Teza este deschisă pentru discuții. Deci, din sală, oricine, deci poate să intervină, iar membrii comisiei, deci sunt obligatoriu, da, trebuie să se pronunțe. Acum, regulamentele s-au mai înnoit, s-au mai definitivat, vedeți. Dar, eu zic că să începem cu membrii comisiei și apoi să vină și ceilalți care doresc. Domnul Rudi Galeriu, poftim. Așa e regulamentul. Deci, despre, întotdeauna era despre calitățile și despre atitudinea disertantului, doctorantului. Asta mai mult noi înainte făceam și cred că și acum, desigur. Exact, da, vreau să iei sus la ușă. Cum mă zici, lucrarea dumneavoastră. Da, da, da. Domnul președinte, sfatul audiență, vreau să spun că, în primul rând, este primul caz la mine în parcursul activității mele ca conducător științific și numai, când după 2 ani de doctorantură, sau propriu doctorant, mă spune că vreau să schimb tema. Și atât de insistent, atât de convingător a fost aceasta, că m-a convins, într-adevăr, fiindcă totul se schimbă și perioada aceea de apariția COVID-ului și toate evoluțiile care au urmat, fără doar și poate știam că este riscant, însă asta m-a pus pe gânduri că scopul e nu numai decât ca să fac teză, fiți obținut titlul de doctor în științele care, sau doctor în medicină, dar e faptul că se face într-o domeniu care trebuie foarte valoros. Și vreau să spun că ei, Mariana, s-a isprăvit, dar s-a fost ca martor, ați văzut, așa-i? Însă se manifestă numai ca un cercetător iscusit, dar ca un cadru didactic, valoros. Mai mult ca atât, ea paralel cu activități didactice în cercetare, am mai hotărât și probleme demografice, care s-au avansat de probleme foarte, foarte mari, nu mai slabe ca COVID-ul. Da, fiindcă după că ești un băiețel care și eu sunt mai mult ca convins că cercetarea actuală, finalizarea tezei de doctor, susține ei, este doar prima etapă, primul pas în viața lungă. Și cred că noi să auzim încă și alte noi rezultate. Eu să tot că este mai bun început.
Deci eu vreau să mulțumesc înainte membrii comisiei, vreau să mulțumesc referenții oficiali care au fost foarte și obiectiv și frumos au vorbit și pe cei prezenți care au văzut timp ați venit să ascult o temă atât de interesantă, interesantă și frumoasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vreau să-l invit pe profesor Marcelo Alessandro. Profesor Marcelo Alessandro, are you here? Yeah, hi. It's your turn to speak. Thank you. We want to view. It's not possible. Thank you to be with us all this time. You can begin. You can begin, please. Thank you very much. Yes, I apologize for not being there with you this time, and thank you very much for the opportunity to participate to this event from remote. I've been hosting Marianne in my lab for some time during her work, and also all her work when she was back in Kitchener. I think Marianne evolved extremely well as a scientist, and in my experience in training PhD students, my career, she's definitely in the top of the students I've ever had because of her background. I think her background in terms of science and microbiology was okay, was good. I think I was disconnected, now I'm reconnected, not sure. Yes. We are here. Can you hear me, Marcelo? Yes. Okay, so as I mentioned before, I think she's in the top of the students I had in my career because of her strong will in really pursuing her project for herself and for her country. So I think what she has performed scientifically is of high value. I think that has been discussed at length during this presentation, the quality and excellence of her work scientifically and also of the way she prepared the thesis. Wrote the thesis and framed her work within the more general view of the field, as well as the way she presents the work. I've seen her evolving in the skills of presentation during the time I've been in contact with her, and now she really improved very well the way she presents efficacy, with high efficacy, her work. So I'm really happy to have hosted Marianne in my lab, and I really forward to further advancement in career. Thank you very much. And thank you to help us to promote veritable scientific research. You are a big friend of our university. Thank you for all what you do for us. Next, următorul, deci, cine dorește din sală? Poftim? Poftim? Doamna profesor Cagadiuc? Director agenție de... Deja nu știu. Deja nu? Stimate domnule președinte, distinși membri ai comisiei de doctorat, dragi oaspeți, dear guests, dear Professor Marcelo, I'm very glad to welcome you in such an extraordinary event as a result of our collaboration. Deci eu aș vrea să spun câteva cuvinte cu referire la teza doamnei Mariana Olinici în această secțiune de discuții. Deci, cum a menționat și domnul academician Rudic, Mariana a pornit drumul în doctorat cu o temă absolut diferită și la o instituție diferită, nu la universitate. Și această mare nenorocire care a fost COVID-19 a pus-o pe un făgaș corect. Deci ca să-și valorifice potențialul său ca virusolog. Deci ca specialist în microbiologie medicală și virusologie medicală, deoarece ca formație ea este medic și teza este o dovadă că ea a reușit
profită faptului că a schimbat tema și instituția, să obțină abilități practice care s-au finalizat cu rezultate foarte valoroase. Valoarea lor a fost confirmată prin publicațiile rezultatelor acestei cercetări și prin, să zicem așa, acordul final, teza care este azi susținută la etapa finală. Deci teza este o teză mai, să zicem așa, puțin obișnuită pentru medicina noastră fundamentală, deoarece cu toții trebuie să recunoaștem că posibilitățile noastre tehnico-materiale impun anumite restricții în ceea ce noi am putea să facem reșind din cunoștințe și capacitățile intelectuale. De aceea, colaborarea cu ICG Bio și cu echipa domnului profesor Alessandro Marcello a fost un beneficiu enorm pentru a face o cercetare, putem să o numim așa, fără modestie, cutting edge research. Deci, în așa, streamul cercetărilor de ultimă oră, când deci noi am lucrat cu metode din cele mai sofisticate și aceste metode au avut o reflecție foarte fidelă a situației care este în Republica Moldova. Deci noi vedem știință de ultimă oră legată cu clinica și cu situația epidemiologică în Republica Moldova. Deci eu sper foarte mult că acest, să zicem, experiență inovatoare va continua și nu doar la această subdiviziune care este disciplina de microbiologie și virusologie medicală, dar și la alte discipline. Deci un plus foarte mare acestei lucrări este și obținerea unor deprinderi practice inedite, care eu sunt absolut convinsă că doamna Ulinici le va împărtăși cu colegii și cu tânăra generație, fie rezidenți, fie masteranți, fie doctoranți, și va crește numărul persoanelor care vor fi tehnologic apte să facă asemenea cercetări. Iar pașii pe care îi face universitatea în ultimul timp va pune la dispoziție și anumite posibilități tehnico-materiale pentru a realiza asemenea cercetări. Deci, foarte, să zic așa, prodigios și promițător este în cadrul realizării acestei lucrări și colaborarea cu sectorul medicinii private, deci mă refer la laboratorul Alfa Diagnostica, care a fost un sprijin pentru nu doar Mariana, dar și pentru universitate în efectuarea acestor studii virusologice și la fel îmi exprim sinceră convingere că este o cale de a atrage sectorul privat în cercetare, ceea ce este specific pentru țările economic înalt dezvoltate, mai puțin tipic pentru noi, dar să sperăm că această, să zicem, primă experiență se va extinde și va deveni ceva mai comun pentru cercetările făcute la noi în Republica Moldova. Deci, și ce aș vrea încă să menționez, că cercetarea respectivă mai are o trăsătură specifică cercetărilor din afara Republicii Moldova și iarăși mai puțin specifică pentru noi, dar care cred că trebuie să înrădăcineze și să dezvolte. Deci, efectuarea unei cercetări într-un consorțiu foarte larg, fiindcă noi vedem nu doar deci ICGB-ul din Trieste, noi vedem și Universitatea din Ljubljana, știu că au fost colaborări cu cercetători din America Latină,
Deci este un consorțiu foarte larg, ceea ce crește vizibilitatea universității, crește potențialul nostru de a forma consorții și aplica la proiecte de cercetări cu finanțare mai serioasă din exterior, crește posibilitatea de mobilități și de a face cercetări de un alt nivel, acel nivel pe care noi ne-l dorim. Deci eu consider că această teză, nu doar ca lucrare, este foarte frumoasă și cu rezultate foarte frumoase, dar și modul în care ea a fost efectuată și aceste rezultate, să zicem, nu pur științifice, tot sunt pentru universitatea noastră, pentru colectivul catedrei și pentru sectorul de cercetare foarte importante și cu un impact de viitor. Mulțumesc! Mulțumim! Poftim, poftim, cine mai dorește? Poftim! Profesor Tăderaș. Stimați colegi, stimată doamnă Orenici, felicitări pentru așa o lucrare frumoasă. Deci ne mândrim. Dear Alessandro Marcello, congratulations for your nice work. I hope in the future we will do another also existing nice works. Acum, deci, după un speech atât de frumos și o laudă din partea doamnei profesor Tăgăliuc, aș vrea să-mi aduc aminte pas cu pas de începuturile acestei lucrări și, de fapt, această lucrare cumva a fost o mobilizare colectivă, cum ne-am mobilizat în COVID, la fel și lucrarea dată este o mobilizare. Iar Mariana a fost persoana potrivită, la loc potrivit, care a putut să facă față, deci necesităților universității, la acel moment, deci, de grea încercare pentru globalitate, adică în pandemie. Deci, eu sunt o lucrare exemplu pentru viitorii doctoranți, prin ce este exemplu? Prin conlucrarea cu mai multe structuri. Deci, prin logistica implicată atât a structurilor de stat, cât a multor laboratoare, deci a multor universități, deci a multor structuri birocratice. Și nu credeți că structurile birocratice erau mai penetrante la acel moment inițial de pandemie. Destul de greu era să colectez, spunem, repocatele, deci colectatele. Destul de greu era să obții aprobarea de a transporta psihotarele țării atunci când nu zburau avioane. Deci să transporti acele probe în Italia. A fost o muncă enormă pentru a obține acele acte și acele aprobări. Nu era ușor de a găsi bani pentru a plăti avioanele și transportul probelor date. Și multe, 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 deci, puncte care au intrat în acea logistică, care astăzi ne bucurăm cu toții, parcă vedem, parcă este o teza noastră națională. Deci, unii fiecare ne revedem că am contribuit cu ceva, da, la această teză. Deci, felicitări, Mariana, pentru o lucrare bună, lucrare care trebuie să fie exemplu.
de exemplu, pentru toți viitorii doctoranți și cei care lucrează astăzi. O lucrare făcută în timp record, deci 3 ani de zile, de la, practic, primele colectate până la e adevărat, eu zic, până la susținerea finală. Am vrut să spun până la susținerea finală. Dar, câteva lucrări în reviste cu Impact Factor, nu mai publicat-o, au ocupat aproximativ 2 ani, dacă o luăm ca coadă. Adică, deci este o muncă enormă. Deci, felicitări! Vă mulțumim! Cine mai dorește? Poftim! Vă cunoaștem, dar prezentați-vă asta. Sunt Ecaterina Foca, sunt directora Clinicii Școlii Doctorale a Universității de Medicină din Chișinău. Stimat președinte, stimați oaspeți, dear guests, I know you are not only a simple guest, you are the strong shoulder in the development of this thesis. Mă bucur foarte mult pentru Mariana, eu îi zic ei vulcan pe timp semin, uragan pe timp semin. Este o persoană care poate face imposibilul, este o persoană care o consider eu neordinară și avem nevoie de decizii neordinare la noi pentru a realiza ceva, cel puțin în domeniul medicinii, că avem nevoie de așa oameni care ar putea aduce decizii absolut inedite în ceea ce face. Eu am fost acel om care i-am spus, Mariana, este imposibil să susțin teza până data de 10 septembrie, așa a avut ea. Și ea mi-a demonstrat că nu sunt eu dreaptă aici. A făcut mai multe lucruri care am considerat eu că nu o să fie realizate. Teza ei este muncită de ea, a învățat foarte multe lucruri să facă și este un exemplu de doctorant bun, știu eu ce zic, este un exemplu de un doctorant foarte bun și îmi pare bine să o cunosc, sunt mândră că o cunosc și o fericit și pe dumneavoastră și conducătorul științific pentru această lucrare realizată într-adevăr într-un timp foarte scurt, realizată foarte frumos, cu dragoste, tot timpul cu zâmbet, deși uneori era printre lacrimi, am văzut eu și asta, dar bravo, felicitări și la mai mult și la mai mare. Mulțumim mult. Cine mai dorește? Mai sunt doritori? Poftim, secretarul științific are cuvântul, de asemenea, membru al comisiei. Da, stimate domnule președinte, vă mulțumesc. Onorată asistență, astăzi suntem prezenți aici la această ședință frumoasă și sigur ca și membru a comisiei de doctorat trebuie să mă expun asupra tezei, incontestabil că actualitatea subiectului discutat astăzi rămâne încă strigent de actual. Sigur că evoluția moleculară a virusului SARS-CoV-2 este un subiect de interes major, inclusiv în prezent. La fel, un element foarte important și foarte, să spun așa, cercetat și de interes multidisciplinar a ținut și de acel răspuns imunitar umoral față de virusul SARS-CoV-2, care prezenta interes atât pentru clinicieni, cât și pentru epidemiologi și acest lucru a fost cercetat de doctoranda competitoarea Mariana Ulinici. La fel, trebuie să menționăm că în această lucrare Mariana a implementat sau a utilizat acele activități practice inovatoare pentru Republica Moldova. Mă refer la dezvoltarea lentii virusului SARS-CoV-2, care a permis acele cercetări, da, acele teste de neutralizare, care ne-au permis să determinăm acel răspuns imun atât la persoanele vaccinate, cât și la cei care au fost infectați anterior, adică convalescenții după COVID-19. Deci, nu o să mă refer la detaliile tezei, pentru că s-au vorbit astăzi foarte mult la aceste aspecte.
Vreau doar să remarc că portofoliul academic a studentei doctorande Mariana Olinici este foarte amplu. Așa cum s-a menționat astăzi, într-o perioadă record de 2 ani, practic, Mariana a reușit să acumuleze informații, să facă analiză, să publice inclusiv 15 publicații și este foarte laudabil și de apreciat că din cele 6 articole, 4 sunt cu impact factor, un impact factor destul de înalt, ceea ce este un exemplu, un model și pentru alți studenți doctoranți și acesta, într-adevăr, este apreciat înalt. În concluzie, voi menționa că teza de doctorat a doamnei Mariana Olinici cu titlul Evoluția moleculară a SARS-CoV-2 și răspunsul imun uman la infecție este o lucrare științifică originală, este o lucrare științifică de valoare, care este elaborată în baza programului general de instruire avansată, conține rezultatele teoretice și practice noi, la nivel național și mondial, putem spune, corespunde standardelor de calitate și de etică profesională, deci include noțiuni de inovație științifică și are o valoare aplicativă, ceea ce demonstrează aportul autoarei în știință și, în cele din urmă, această lucrare corespunde cerințelor regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3, și sigur că trebuie, poate fi și neapărat va fi acceptată ca și teză de doctorat, iar autoarea Mariana Olinici merită pe deplin acest grad, să îi se oferă gradul de doctor în științe medicale. Ca și membru a comisiei de doctorat, apreciez lucrarea cu calificativul excelent și vreau să o felicit pe Mariana pentru lucrarea și munca titanică realizată, cât și acelor persoane care au îndrumat-o, au ghidat-o și care au făcut posibil ca astăzi să fim prezenți la această susținere frumoasă a tezei de doctor. Mulțumesc! Mulțumim mult! Și dacă îmi permiteți și eu, ca membru a comisiei, deci, într-adevăr, am asistat astăzi la susținerea unei teze de pioniera, care putem să ne mândrim toată comunitatea academică, toată universitatea și am văzut câte structuri au fost implicate în realizarea acestei lucrări și școala doctorală și alte departamente. Deci trei lucruri importante care ies în relief, da? În primul rând actualitatea temei, da? Și desigur că o pot înțelege pe domnul Rudic, da? Care a lucrat 2 ani într-o direcție, dar a apărut altă necesitate și anume răspunde la necesitățile medicinei practice și a societății, da, și a societății, fiindcă practic COVID-19 a schimbat totalmente paradigma abordării bolilor infecțioase. Dacă în 1983 a fost descoperit virusul HIV, dacă vă amintiți, au trecut 40 de ani de la descoperirea virusului HIV, anul acesta, deci, dar suntem în pandemie HIV, suntem și acum în pandemie HIV, declarată de Organizația Națională de OMS, da? Și peste această pandemie a venit altă pandemie, deja pandemie de COVID-19, și dacă după descoperirea HIV și apariția bolnavilor aceia cu HIV, mulți își aduc aminte ce au început mult să se intereseze de imunitate, de răspuns imunologic, preparat imunomodulatoare și așa mai departe. Acum, cu COVID, deci toți se interesează de noi virusuri, noi agenții etiologici, noi posibile epidemii, pandemii și așa mai departe. Deci bolile infecțioase au revenit și asistăm la o recrudescență a patologiei infecțioase și pentru o secundă trebuie să înțelegem că doar 0,5% din
microorganisme, noi putem să le identificăm, deci există foarte multe necunoscute. Suntem foarte vulnerabili în fața acestor microorganisme și foarte important implicarea agenților etiologici în etiopatogenia maladiilor, așa zise, somatice, neurologice, oncologice, unde avem foarte multe necunoscute și foarte multe lucruri și iată aici metodele. Și a doilea moment este metodologia avansată, metode moderne la nivel internațional care au fost utilizate de către doctorante și sperăm ca ele să devină habituale, deci să avem acces la aceste metode. E vorba și de bani, și de finanțare, și de dorință, și de insistență, și mai multe vin aici. Și al treilea moment foarte important, cooperarea, colaborarea internațională, Universitatea din Ljubljana, centrul din Trieste și laboratoarele private, laboratorul Alfa, care Universitatea, ANSP, deci toți s-au unit pentru a face față acestor probleme care au fost și birocratice și financiare și așa mai departe. Deci, în acest sens, deci este o lucrare de pionierat și desigur că concluziile sunt foarte importante și ele este important că reies din rezultatele cercetărilor efectuate. Momentul acesta este foarte important. Recomandările de asemenea sunt bine expuse și fără doar și poate doctoranda merită să fie acordat titlul de doctor în medicină. Lucrarea o califică excelentă și acestea fiind spuse, voi trece la următoarea etapă. Deci, următoarea etapă sunt anumite proceduri, da, conform regulamentului, care trebuie să le votăm. Trebuie să votăm membrii comisiei, 7, da, trebuie să voteze. Via profesor Marcelo, are fie? Yes. Yes, bravo, thank you. We need to vote 3 things. First, to approve the thesis, yes? Who is pro? All reference, all. 7 pro, 0 contra. To accord the title of Doctor of Science, Doctor as Medicine, Doctor as Medicine. Who is pro? Doctor Professor Marcelo, are you pro? Yes. Very good. And third, qualificative, which help to qualify, excellent. All say it's an excellent thesis. Thank you very much. Excellent. Deci și momentul că președintele, membrii comisiei, doctorați și referenții oficiali declară pe proprie răspundere că nu au conflicte de interese și sau motive de protejare a doctorantei absolventei Ulinii și Mariana. Nu. De asemenea, toți se pronunță că no conflict of interest. Deci, dați să votăm acest proiect de hotărâre și vom înainta mai departe procesul verbal pentru în totalitate, deci tot acest set de aprobări și acest proces verbal și proiect de hotărâre care să fie mai departe înaintat la ANACEC, da, așa, școala doctorală și la ANACEC și pentru a acorda titlul de doctor în științe medicale. Noi lucrăm deja... Vedeți, domnul președinte. Și domnul președinte. Dumneavoastră conferiți deja. Îl conferim. Și noi vom confirma. Da. Și dumneavoastră o să-l confirmați. Foarte bine. Mulțumim pentru... Vedeți că regulile se schimbă periodic și noi acum prima dată suntem după acest nou regulament.
când sunt participă și conducători științifici și referenții sunt cooptați în echipă, dar ne vom deprinde și cu acestea. Și dacă îmi permiteți, ne încadrăm în timp, așa cum am ăsta, și se oferă cuvânt de încheiere pretendentul la titlul științific, așa cred eu, da? Da. Prin a spune că COVID-19 nu este doar o poveste despre boală și disperare, ci și despre inovație, colaborare și speranță. În lupta noastră împotriva acestui virus am descoperit cărări noi de cooperare și creativitate. Rezultatele cercetării pe care vi le-am împărtășit astăzi nu sunt doar rezultate tehnice și date statistice. Ele reprezintă speranța și angajamentul că putem face față și celor mai dure provocări. Ele arată că prin cercetare, colaborare și o înțelegere mai profundă a științei putem schimba cursul istoriei. Înainte de a încheia, aș dori să îmi rezerv un moment special pentru a-mi exprima profundul respect și sincera recunoștință față de cei care au făcut această călătorie posibilă. Permiteți-mi să-mi exprim recunoștința față de alma mater, domnul rector Emil Ceban și întregul colectiv didactic, care au fost temelia formării mele academice și m-au dotat cu instrumentele necesare pentru realizarea acestui proiect. De asemenea, doresc să aduc sincere mulțumiri Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie, domnului director general Lawrence Banks, precum și administrației laboratorului Alpha Diagnostica. Grație echipamentelor și resurselor puse la dispoziție, am avut ocazia să desfășor cercetări de înaltă calitate și să ating rezultate remarcabile în cadrul tezei mele de doctorat. Mulțumiri speciale conducătorilor mei de doctorat, domnul academician Rudic și domnul profesor Marcello, pentru încrederea și sprijinul neobosit pe care mi l-au acordat. Experiența și înțelepciunea lor au fost faruri de lumină pe drumul meu academic și nu aș fi putut ajunge aici fără de ei. Doresc să-i aduc un omagiu special domnului academician Stanislav Gropa. Cuvintele nu pot exprima suficient cât de recunoscătoare sunt pentru încurajarea și susținerea dumneavoastră în această călătorie. Viziunea și pasiunea dumneavoastră pentru știință au fost o sursă inepuizabilă pentru mine. In the journey to obtain my PhD, I have had the privilege to learn from two of the finest mentors, Professor Marcello and Professor Petroveț, who have led me into a passion for research, relentless pursuit of excellence, and commitment to lifelong learning. Your expertise and commitment to my success have been instrumental in shaping my academic growth and driven me to this milestone. I am particularly thankful for your valuable feedback on my research work, which has consistently pushed me to reach new levels of understanding and achievement. I am also grateful for the numerous times you took out of your busy schedule to provide mentorship, especially during those moments when I needed encouragement and reassurance. Mulțumirile mele se întind și către colegii din Departamentul Cercetare și colegii din cadrul Departamentului Medicină Preventivă, Disciplina Microbiologie și Imunologie. Fără îndrumarea și înțelepciunea și încurajarea constantă, această călătorie ar fi fost cu mult mai dificilă. Am învățat de la voi nu doar știința, ci și arta cercetării. Familiei mele iubite, care a înțeles și a acceptat cu dragoste nenumăratele ore petrecute în laborator, vă mulțumesc pentru răbdarea și credința voastră în mine. Aceasta ați fost fundamentul meu și această realizare este la fel de mult a voastră cât este a mea. În mod special, aș dori să-i mulțumesc fiului meu, David. Dragul meu, ești sursa mea de inspirație și energie. Mulțumesc pentru înțelegerea și răbdarea de care ai dat dovadă și pentru sprijinul tău necondiționat. Sunt mândră de tine și îmi doresc ca această realizare să te inspire și să-ți dea încredere să urmărești propriile tale vise. Și în final, dacă îmi permite, să-mi adresez un cuvânt de recunoștință. Această călătorie a fost un test al persistenței, perseverenței și insistenței mele. A fost o aventură de autodescoperire, în care am învățat că limitele noastre sunt adesea mult mai îndepărtate decât ne imaginăm. Aș dori să închei prin a mulțumi fiecărei persoane prezente astăzi aici, nu doar pentru timpul și atenția acordate, ci și pentru rolul pe care îl jucați, fiecare în felul său, în combaterea pandemiei, care tocmai a luat sfârșit, și în construirea unui viitor mai bun.
Această călătorie nu este doar despre mine, este despre noi toți și despre ceea ce putem realiza împreună în fața unor provocări fără precedent. Să luăm aceste lecții și să le aplicăm în viața noastră, în carierele noastre și în societatea noastră, pentru o lume mai bună și mai rezilientă. Vă mulțumesc din suflet! Și dacă îmi permiteți, am să invit copilul meu pe scenă, că m-a rugat, dacă îi permit să-l invit pe scenă alături de mine. Dacă nu vă supărați, domnule președinte. El își imaginează că aici este scena și nu știu de ce și-a dorit să fie alături de mine aici pe scenă, în fața colegilor mei. Îți mulțumesc că ești alături de mine. Acest cadou să fie sursa ta de inspirație pentru viitor. David, ce vrei să devii când vii crește mare? Fotbalist. Virusărie, ce facem cu virusul? Cu virusările? Mama se ocupă cu virusările. Da. Am înțeles. Mulțumim. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc la toți pentru participare, vă doresc bucurii, sănătate.